Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint exercițiile fizice și starea de sănătate. Ne adresăm competenței generale din clasa 5-a, utilizarea efectelor favorabile ale educației fizice și sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice pentru optimizarea stării de sănătate, și anume competența specifică 1.1, recunoașterea principalelor aspecte ale stării de sănătate. Activitățile din cadrul lecțiilor de educație fizică din programul școlar, care se desfășoară de două ori pe săptămână, în curtea școlii, în sala de sport sau online acasă, trebuie completate cu alte activități fizice realizate în timpul liber, mersul în rit vioi, alergarea, jocurile de mișcare sunt activități fizice care pot fi practicate alături de familie sau prieteni. De asemenea, plimbarea cu bicicleta, înotul sau mersul cu rolele pot fi alte activități fizice recomandate tuturor copiilor. Starea de sănătate reprezintă starea organismului la care funcționarea tuturor organelor se face normal și regulat. Pentru menținerea acesteia, trebuie să practicăm exerciții fizice zilnic, cel puțin 30 de minute. Nu practica exercițiile fizice într-un mediu poluat. Fie că practici mișcarea fizică în aer liber sau în spații închise, sală de sport sau acasă, fii atent la poluare, praf, mirosuri puternice, etc. Realizează exercițiile fizice în aer curat, în parc, la munte, pe malul unei ape. Nu încerca să faci același program de exerciții într-un mediu poluat de gazele de la mașini, de praf sau de mirosuri puternice. Nu vei avea suficient aer, vei simți că te sufoci. Având în vedere că la orele de educație fizică, în unele situații, trebuie să purtăm mască, printr-o respirație corectă trebuie să introducem în organism cât mai mult oxigen pentru a produce energia în mușchi. Practicarea exercițiilor fizice poate influența activitatea inimii, respectiv circulația sângelui, activitatea plămânilor, adică respirația, greutatea corpului, calitatea somnului, activitatea creierului, aparatul locomotor și multe altele. Exercițiile fizice și inima. Pentru a menține sănătatea inimii, poți practica exercițiile fizice cu intensitate moderată, adică nu foarte rapid. Poți merge în rit vioi, alerga, înota, să te plimbi cu bicicleta sau cu rolele. În timpul acestui tip de efort, elasticitatea inimii crește și pompează mai ușor sângele, care este transportat în tot organismul prin vasele de sânge. Practicând exercițiile fizice, îmbunătățim activitatea inimii și a transportului sângelui în organism. Exercițiile fizice și plămânii. Atunci când facem sport, mușchii corpului au nevoie de mai mult oxigen necesar producerii de energie. Prin respirație,
oxigenul pătrunde în plămâni și de acolo, prin sânge, ajunge în tot corpul. Trebuie să inspirăm atât pe nas cât și pe gură pentru a introduce cât mai mult oxigen în corpul nostru. Practicând exercițiile fizice, îmbunătățim activitatea respirației și a plămânilor. Exercițiile fizice întăresc aparatul locomotor. Acesta este alcătuit din mușchi, articulații, tendoane sau ligamente și oase. În concluzie, practicarea exercițiilor fizice în aer curat, afară sau în spații închise crește calitatea și durata de viață. Resursele foto folosite au licență Creative Commons. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.